La parohia Timișoara Iosefina a avut loc aseară concertul de colinde Vine Crăciunul pe Sară, susținut de corul mixt Doina Banatului, dirijat de profesorul Florin Nicolae Șincari. La concert au participat enoriași ai parohiei, studenți, dar și alți credincioși din parohiile timișorene învecinate. Moderatorul evenimentului a fost părintele Ionel Popescu, parohul bisericii. Corala noastră, Doina Banatului, iată de 77 de ani, cântă lui Dumnezeu și oamenilor în această sfântă biserică. În acești 77 de ani a fost dirijată de muzicieni foarte cunoscuți pe plan local și național, precum Sabin Drăgoi și Nicolae Ursu. Și iată că astăzi, sub bagheta domnului profesor Florin Nicolae Șincari, care este și profesor de muzică la Liceul Teologic din Timișoara, corala noastră a făcut un dar deosebit acestei sfinte biserici și tuturor credincioșilor care o frecventează în mod regulat. Ne-au dăruit primul sidiu cu colinde din istoria corului. Sidiul cu colinde tradiționale românești a fost lansat aseară pentru publicul timișorean. Acesta conține colinde armonizate de mari muzicologi bănățeni. Ne-am dorit foarte mult să realizăm acest album de colinde. Am muncit la el aproximativ 6 luni și realizarea lui, obținerea acestui material deosebit, reprezintă încununarea muncii mele de dirijor în ultimii 16 ani în această parohie. A adus atingere sufletelor noastre cu tradițiile, cu bunăvoința, cu talentul, cu căldura sufletelor, cu jertfa pe care au oferit-o și ei, rupându-și din timpul de fiecare zi, care e scurt și scump pentru fiecare, pentru a aduce bucurie celorlalți. Au cântat minunat, am fost într-adevăr surprinși de finețea cu care au abordat aceste frumoase colinde românești. Se vede că mâna maestrului Todi și evident a profesorului Nicolae Șincari și-au pus amprenta asupra vocilor minunate ale coriștilor. Din corul mixt Doina Banatului fac parte și elevi de la clasele de teologie din cadrul Liceului Pedagogic Carmen Silva și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara.